A, ce, prin ce 90? Adică aici ar fi unghi de 90? Nu, am zis bine, dar cu de ce prim ce A. Ce prim ce A. Păi asta știam, Irona. Așa știam. Așteam că e îndrept, e aici. Știam că asta este un drept. Da, nu știam de ce. Ai știam că ce ce prim interpendiculară în cub. E planul bază. Deci ce ce prim interpendiculară pe orice dreaptă. Da? Ce ce prim interpendiculară pe orice dreaptă din planul ăsta. În concluzie, în concluzie, hai să ne întoarcem în problema asta. Deci, ce avem noi în clipa asta? Avem că AC prim, e perpendicular la AC prim, este o diagonală a lui A prima C, C prim. Da, da. Nu uitați că obiectivul nostru este să arătăm că AC prim e perpendiculară pe D prim, B prim, C. Asta e obiectivul. Da. O dreaptă e perpendiculară pe un plan, dacă e perpendiculară pe două drepte concurente din plan. Deci despre AC prim trebuie să arat că e perpendiculară pe două drepte ale planului D prim, B prim, C. Asta ar fi. Ei, cum arăt că AC prim e perpendiculară pe două drepte din planul ăsta? Fiindcă numai trei puncte am, ar trebui să arăt că AC prim AC prim e perpendicular pe D prim B prim. Cum că? Sau că A prim sau că A prim B prim e perpendicular pe AC prim. Deci așa se pune problema, nu? Deci ori arăt că A prim B prim e perpendicular pe AC, AC prim. Sau asta ar însemna că AC prim perpendicular pe A prim de prim B prim. De prim B prim. Într-un unghiu C prim B prim A. Deci într-un unghiu care? C prim B prim A. C prim B prim A, A. Care cuprinde pe AC prim. Da. B, știm niște valori. Știm că B prim, C prim e A, știm că B prim, A e A la egal din 2, știm că A, C prim e A la egal din 3. Deci zic că A, B prim, C prim, acolo e de 90. Deci, din dimensiunea care o cunoști, unghiul drept ar fi în cine? În B. B prim. În B prim? Da. B prim. Și dacă unghiul drept e în B prim, înseamnă că A, B prim e perpendicular pe B prim, C prim. Nu? Da. A, B prim, acolo unghiul care se formează, este de 90 de grade. Și ce înseamnă? Am ceva în legătură cu A, C prim? Atunci A, B prim e perpendicular pe planul B prim, A, C prim. Iruna. Ce fel de triunghi este A prim, B prim? D prim, cum arată. D prim, B prim, C. D prim, B prim, C. Isosceles C. Este un triunghi. Isosceles. Isosceles, din ce motive? Pentru că D prim, B prim și B prim C sunt diagonale împătrărați. Sunt diagonale. Deci D prim, B poți să spui că este A radical din 2. Că B prim C este A radical din 2. Și că de ce era radical din... D prim C... E A radical din... E A radical din 2. A radical din 2. Primul că se este chiar radical. Da. Că toate dimensiunile D prim B, B prim C și D prim C sunt toate de aceeași măsură. Bun. Întrebarea este... Unde credeți voi că înțeapă AC prim planul ăsta, D prim, B prim, C? Sigur, nu în mijloc. Sigur? Nu în mijloc. Sigur, nu în mijloc. Nu. În B prim era în mijloc dacă AC prim trecea prin B. Deci, ce înțelegi tu prin mijlocul triunghiului D prim, B prim, C? Adică cum ar fi
să treacă ca și o mediană, știți? Adică nu pot să încerc ideea că va înțepa chiar în centru de greutate al triunghiului? Adică, iată, triunghi echilateral. A, B, C. E MNP. Nu, nu chiar aici. Asta chiar ăsta, da. Să rotăm B prim, Miruna, B prim, D prim și C, da? D prim, atunci. D prim. D prim. D prim. D prim. D prim și C. Întrebarea este dacă A, C prim, intersectează planul ăsta în punctul centru de greutate, adică ducând așa. Deci dacă intersectează chiar acolo, și chiar în punctul ăsta. Ok? Dacă noi putem să intuim că intersectează, acolo încercăm să putem dovedi că în punctul acela perpendicularitatea pe care am vrut-o eu să o arăt pe latura lui AC prim, pe DB prim, pe DC nu mi-a ieșit, atunci dacă arăt că e perpendiculară pe C1, D1, pe una din, pe două din ele, să zic, atunci e perpendiculară de planul respectiv. Deci, dacă reușesc să arat că AC prim înțeapă, taie planul, înțeapă, da? În punctul acesta G, a triunghiului D prim, B prim C, și AC prim e perpendiculară pe cine să fie? Uitați pe asta, așa. DD1. Da? Am dus mediana, dacă vreți, acolo. Deci să spunem că D prim, D1, e perpendicular pe AC prim. D, D1, perpendicular pe AC prim. Deci un triunghiu D prim, A, C prim. D prim, A, A. C prim. Sau D, D1. D prim, da. D prim, A. D prim, A, C prim. C prim sau D prim. Și cum arat că în triunghiul acela, A, C prim, păi D prim. Păi A de ora. A de prim e ara egal din 2. A. De prim e ara egal din 2. A de prim. De prim. Ăla, așa. A. De prim. Da. E ara egal din 2. Da. Mai știm că A, C prim e ara egal din 3. A, C prim e ara egal din 3. Și mai știm și că de prim, C prim e A. Și atunci A de 1, C1 e... Suntem, de fapt, într-un triunghi dreptunghic, în A, de prim, C prim, e dreptunghic aici, da? Da. Deci am avea așa. Un triunghi dreptunghic. E vorba de D prim aici, A aici, C prim, parcă nu, a venit aici. E vorba de A, de prim, C prim, ai zis. Da. Care-i triunghi dreptunghi care e așa, aici. Da. Și noi am unit pe A cu C prim, am dus perpendiculara din A. Pe cine vreau să duc perpendiculara? Pe C prim, da? Pe A, C prim, da? Da. Și am notat cu G, parcă punctul acela mai trebuie să fie punctul de intersecție, da? Și cum arăt acum că AG, dacă o prelungesc, va tăia chiar în mijloc aici, pe B prim C. Păi, haideți să notăm A de prim, A de prim e A la egal din 3. A de prim e A la egal din 2. Așa. De prim C prim e A. De prim C prim este A. Okay. Acolo A, C prim e... A radical din 3. Da. Și acum vrem să arătăm că triunghiul D1, C1 e dreptunghic, nu? D1, D prim. Sau D1 aici e dreptunghic. Nu, D prim înseamnă. D prim. G, C1 e dreptunghic, nu? D prim, G, C1 este dreptunghic. Dar poți să știi cât este de
prin G ca mărime? Da. O putem afla. Cum o putem afla pe D prin G? Păi e este două treimi de prim G, este două treimi din D de prim. De prim G. Nu, e două treimi de bază, două treimi de vârf și o treime de bază. Dacă ar fi gen dubiotate. Da, păi noi aici vrem să dovedim de gen dubiotate. Păi da, dacă vreți dovedim, nu înseamnă că e. Nu, nu. Păi dacă luăm, știm că am nimic cât este și dacă verifică pe tabura, atunci chiar acolo este. Dar regularitatea este asigurată. Exact. Încă o dată, Miruna. D prim G, îl putem afla din triunghiul D prim, B prim, C. D prim, B prim. D prim, B prim, C. Da. Care este ce fel de triunghi este? D prim, B prim, C. Am zis, echilateral. Echilateral. Și atunci, și de latură cât? De latură a radical din 2. A radical din 2. Și cu cine este egală mediana într-un triunghi? Mediana într-un triunghi echilateral. Cu L la doua, nu, L la a doua radical din, nu, cred că e L radical din 3 pe 2. Așa ți amintești, nu? Sau e la a doua radical din 3 pe 2. Pentru că din toată scați jumătatea, el radical între pe 2. Deci, D prim, D prim D, D prim D, toată mediana asta, da. D prim D1, cum am notat noi. D prim D1, poate, D prim D1, mediana, în triunghiul D prim D1 asta. În triunghiul D prim, C prim, A. În triunghiul ăsta, D prim, B prim, C. Da? Aici e cu D prim, B prim, C. Este triunghiul de aici lateral, luat aici în față. Da? D prim, D1 este egal, a spus cu L, radical din 3, pe 2. Și da mai departe, cu L. Cât e L aici? A radical din 2. A radical din 2. Deci A radical din 2 ori radical din 3, totul pe 2. Da. Și face A radical din 6, pe 2 este D prim. D prim. Da, de prim. De... Toată lungimea mediană. Dar ce ne interesează pe noi este numai din D prim până în G. Da? Și D prim G, D prim G este egal cu cine? Cu două treimi din toată lungimea. Egal cu 2 pe 3 din D prim. Dacă ar fi gentrificutatea asta. Păi tocmai e lucrul asta. Și dacă verifică aici, ca dimensiuni, îmi verifică că sunt 9 lirate, tocmai aici vreau să fie. Deci două treimi din D prim D1, da? Din D1. Și egal mai departe, cu 2 pe 3 din... 3 din A radical din 6 pe 2. A radical din 6 pe 2. 2 cu 2 simplifică. Și face A radical din 6 pe 3. Pe 3. Am aflat D prin G asta este A radical din 6 pe 3. 3. Acolo, dacă am da, ar fi A radical din 3 pe 3. Miruna, hai să gândim da. Alea, alea pe două căi acum. A este baza ori înălțimea supra 2. Și pe de altă parte este asta ori asta. Și dacă așa stau lucrurile, înseamnă că asta e înălțime. Și atunci e trebuie rezolvat problema. Deci, area pe două căi. Area cu cine este egal? A radical din 2 pe 2. A radical din 2 ori A. A pe radical din 2 pe 2. Și sau egal... Sau egal cu semn de întrebare, că acum avem evaluații. A la 2 radical din 18 pe 3. A radical din 18, da? Da, și ce mai... 3 supra, radical din 2. Supra, supra 6. Supra 6. Nu? 3 asta ori asta pe 2, da? Și să vedem dacă este adevărat, a pătrat și cu a pătrat. Și atunci... Și egal cu...
cu... Radical din 2 pentru 2. Radical din 2 pentru 2, egal cu 9, nu, cu 3 radical din 2. 3 radical din 2. Pe 6. 7. Și adevărat, pe 6. Și cu asta am arătat că AC' e perpendiculară pe o mediană. Pe D' de 1. Da. Și am arătat că e perpendiculară în punctul G, centrul de greutate a triunghiului. Și cum am arătat pe asta, arătăm și pe o altă mediană, și atunci AC' e perpendiculară pe cine? AC' e perpendiculară pe planul. Deci nu pot dovedi perpendicularitatea direct pe D'B' sau pe D'C sau pe B'C. Nu pot, n-am văzut eu acum. S-ar putea să demonstrez, poate arăta pe alte soluții. Dar oboseala care o am acum nu mi-a dat libertatea să văd altceva. Și atunci ce am făcut? Am intuit unde înțeapă, unde înțeapă AC'. Am descoperit că triunghiul D'C, B' este triunghi echilateral. O primă observație care am putut-o face este aceasta, că D'C, B'C și D'B' sunt egale ca lungime. Având aceeași dimensiune, aceeași valoare, i-am zis, băi, stai că triunghi echilateral. Unde poate să înțepe în forma asta de cub, unde toate dimensiunile sunt egale, am intuit că o înțeapă neapărat în centrul de greutate a acestui triunghi echilateral. Și atunci, arăta că AC' perpendicular pe planul respectiv, înseamnă să arăt pe mediane. Medianele D' de 1 și C' 1, zic. Și dacă arăt pe cele două mediane, după ce am intuit în centrul de greutate, atunci trebuie rezolvată. N-am văzut, de nou spus, se poate demonstra, poate pe alte cale, perpendiculare pe mediane. Și atunci eu am zis, hai să aflu, nu degeaba am dat din dimensiunea. Eu puteam să nu-mi dădea autorul de mărimea, puteam să L. Și dădeam drumul la treabă. Și atunci, am aflat toată mediana. Din triunghiul ăsta de lateral. Cât este? Am aflat două treimi din ea. Și în felul ăsta, m-am dus în figura asta deoparte, am aflat înălțimea, practic, a triunghiului A, D', C'. Triunghi dreptunghic. Am aflat-o pe A, pe D', C. D' până C, da? Și am văzut aria acum pe două căi. Baza, ori înălțimea, dacă asta e înălțime. Da. Și catetorul 1, catetorul 2. Catetorul 1, catetorul 2, care mi-a permis să o fac, știam din triunghi dreptunghic. Și dacă dă egală, înseamnă că asta e înălțime. Numai cu înălțimea se poate întâmpla chestia asta. Și în felul ăsta am arătat că AC prime perpendiculară pe D'1, pe D', pe mediană. În ce punct? Chiar în ce? La fel și la rău și atunci e demonstrată perpendicularitatea pe plan. Da, dar eu zic să-i oprim de un profesor, pentru că e... Da, să-i facem o scriere. Nu facem nicio scriere, dar dacă facem, mai gândim la o idee. Sigur că da. Asta a fost o idee. O variantă la care am bazat. Sunt un profesor, îi deschis la mai multe idei. Poate vede una mai simplă, dar acum suntem obosiți. Sigur că da. Deci nu capeți. Exact. Eu chiar... E prizat, nu? Plecasem din fața ta, de pur și simplu. Degeaba ați plecat. Da. Dar mi-am dat seama că sunteți într-un moment în care nu puteți funcționa nimic. Sigur că este ceea ce am văzut la momentul ăsta de oboseală. Să ne revenim și cu timp. La geometria în spațiu. Oricând... Da. Așa. Oricând la geometria în spațiu, poți găsi o altă soluție mult mai rapidă. Da? Acum... Eu ce am făcut? Haideți să vă povestesc acum, când m-am aflat aici. M-am zis, băi, ce am decât soluția asta, să simt un detalii. Deci m-am agățat de chestia asta. Unde înțeapă AC' planul D'C B'? Unde înțeapă? Într-un punct acolo. Dar punctul ăla trebuie să fie cel mai important, am zis. Și cum triunghiul este echilateral, zic, îmi permis să încerc
Să înțepe chiar în G. Da. Urmează după aceea să am argumente. Corect. G-ul mă interesa. Deci apariția punctului G mă liniștește într-un fel. Îmi rezolvă problema. Ei, și am început, având așa dimensiunile A prim, C prim, A prim, nu? În triunghiul A prim, A, C prim, A prim, A, C prim, dar nu asta m-am zis eu, cu D prim, ăla nu știu cum a venit acolo. D prim, A, C prim, da? În triunghiul D prim, A, C prim, pe care am luat deoparte, triunghi dreptunghic, D prim, A, C prim, triunghi dreptunghic, în care am amplasat D prim, C prim de A, pe D prim, A, de A radical de 2, pe A, C prim, știu dimensiunea lui A, C prim, A radical de 3, și atunci m-am concentrat pe D prim, finalul, ideea de prin G se fi perpendiculat pe AC prim, sau AC prim perpendiculat pe D prin G, adică s-a mai smurt de grade. Și am ascuns ce? Area pe două cări. Asta, profesorul a spus, dar asta este de aflat, zic, neapărat. Adică două treimi din toată mediana. Fiind două de treimi din toată mediana, veni și prin calcul, vedeți că am făcut-o în fața. Da. Va merge area pe 6/3. Și are nu indică de înălțime. Și atunci, din cauza că area pe două că era așa, am dobit că asta nu mai înălține. Și am avut, intuiția a fost corectă, G-ul este locul acela, el este a ce primi perpendiculare pe cele două mediane. Corect. G-ul și atunci locul care mă interesează. Și atunci e perpendiculare. A, ce prim, fiind perpendiculare pe două drepte, e perpendiculare chiar pe plan. Asta a fost o idee acum. Corect. Urmează să mai găsiți și altă idee, vă rog, gândiți și voi. Foarte bun, corect. Ne mai gândim. Este o idee corectă, n-am vrea nicio hibă în ea. Corect. Da, da, da. Da, da, da. Da, asta nu vine să încheze și să scrie repede. Și am făcut așa. Probleme de paralelism pe perpendicularitatea de mai știu. Așa, ce scrie? Cu ăsta, condiție relativă a două și trei plane. Da. Plane paralele, teoreme de paralelism. Plane paralele. Plane paralele. Plane paralele, teoreme de paralelism. De perpendiculară pe un plan. Dreapta perpendiculară pe un plan. Dreapta perpendiculară pe un plan. Dreaptă, pe am avut aici. Aici am direct dreptunghiul, pătratul, nu? Da. Ca informații din clasă. Dreptunghiul, pătratul. Nu am avut tetraedrul. Da. Tetraedrul. Coplanaritate, nu o ține coplanaritate. Din informația coplanaritate, până am dat seama că sunt la un dat, nu sunt coplanaritate, și am știut că piramidă. Cam ăsta, informația ăsta. Și aici are două căi, care are în deci, vorba de teoremele Tales. Da, trunchiul de asemenea. Sigur, da. Deci, vorba de teoremele Tales. Cam asta sunt destul de informații pe care le putem care poate. Bun. Hai, la revedere, vă mulțumim că l-ați urmărit pe profana și vă dorim o seară plăcută în continuare. Nu uitați de like și share.
La revedere. Și să vă abonați. Și nu uitați să vă abonați. Știți ce fac ăștia? De ăștia vii și fac spectacole. Fiecare trebuie să uite cât s-au mai abonat în plus. Da, da. De la ora la alta. Și mai avem atâtea abonamente ăla. Da. Atâtea abonamente. Da. Da, este spectacol. De la o zi la alta, de la ora la alta, astea da. Fix să cotez. Le mulțumesc chiar pentru inițiativa asta. La revedere. La revedere.